Ea este Daria, este din Constanța și are doar 3 anișori. Prea mică pentru o durere atât de mare. Medicii bucureșteni au fost cei care i-au salvat viața. Tot ei i-au recomandat ședințe de radioterapie în străinătate, pentru că țara noastră nu dispune de tehnologia necesară unor astfel de intervenții. Daria a ajuns la un spital din Turcia, acolo unde costurile sunt peste puterile financiare ale mamei. Suma necesară se ridică la 17.000 de euro. În ciuda bolii nemiloase, micuța are puterea să zâmbească și este conștientă că a primit o nouă șansă la viață. Bună ziua! Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine. Să fiți în continuare pentru a termina tratamentul. Vă mulțumesc! Asociația Salvează o Inimă a acoperit integral costurile operației de la începutul anului, în valoare de 10.000 de euro, iar în acest moment a fost redeschisă campania de strângere de fonduri pentru Daria. Până acum, oamenii cu suflet mare au pus mână de la mână și au reușit să o ajute pe mama fetiței să strângă 69% din suma necesară. Și tu poți contribui la salvarea Dariei cu un simplu SMS de 2 euro la 8832 cu textul Daria sau online prin card sau PayPal pe site-ul salvează-o-inima.ro. De asemenea, donații se pot face și în conturile bancare ale asociației Salvează o Inimă. Noi toți putem fi eroi din povestea Dariei, iar fiecare bănuț va face ca ea să fie mai aproape de o viață normală, ca a oricărui alt copil de vârsta ei.